câteva renovări de-a lungul timpului, dar care, la cum arată acum locuința, se vede clar că ar fi iarăși nevoie de o renovare generală, să-i spunem, dar care mi-e teamă un pic, care implica mai mulți bani decât dacă ne-am apucat de una nouă. Adică la temerii e o problemă, zidurile sunt crăpate, acoperișul e ruginit, lemnăria nu se știe exact care e. Bine, s-ar putea face o analiză să vedem exact. Da. Dar ce am mai discutat și cu unii alții care au mai pensat, care au mai renovat, am văzut foarte o umbră așa de... Da? Nu, da, o riscă mai dacă știau ce îi așteaptă și ce înseamnă să renoveze o casă veche, o să mai degrabă s-a apucat de una nouă. Exact. Asta așa e. Avem experiența primării. Așa că sunt făcute odată. Da, așa trebuie. Da, dar acum știți cât și chiar au fost o structura civilă. Nu, chestia n-ar fi, o renovez, bun, dar s-ar putea peste 5 sau 10 ani să apară iarăși probleme, că fundația nu-i ca lumea, nu-i asta și iarăși bani băgați foarte mulți în... Consolidate. Probabil că, nu știu, o ținut cu tot ținut. E făcut, acum e făcut, adică poate acum, la nivelul la care suntem, cu alte tehnologii, cu alte posibilități, poate face una puțin iarăși, 2016 până în 2086, nu știu. S-a chiar mai bine, da? Da, bine, acum sunt... Și mai mulți bani cheltui cu refăcutul decât... Exact, eu vă spun și eu din propria experiență. Nu știu, dar... Vă spun și eu. Și mai am trăit cu propria piele. Da. Da, acum ar fi dacă s-ar putea susține și în partea bugetului local. Ce propuneți? Să luăm de la zero? Sau? Da, adică dacă să... Și dânsul spune că să facem acolo unde este terenul parohiei. A, să facem undeva. Da, în altă locație, da. Acum nu s-a stabilit încă, de asta tocmai și... Nu, ca propunere, așa, nu știu, să pornim o discuție publică, să vedem dacă... Zice unii biserici, permiteți, un loc cu biserici ar fi loc de casă parohială. De la casa de apă nu este intravilaș? Așa, da. Nu pare că la casa de apă este intravilaș peste tot. Dar nu poate și intravilan dacă nu este. Dar este intravilan, nu-i problemă. Dar este intravilan. Propunerea... Ce nevoie de 1000 de metri, adică nici nu o să închidă prea mult, că nu are... Dar eu asta nu se stăție, așa că... Bine, dar părintele și-au făcut o idee, probabil, cam unde, Joana. Ați făcut o idee cam unde, să aveți și apă și canalizare? Da, mai e rețeaua aia care trece, trebuie ținut cont și de aia, că... Când părinte. Da, acolo taie cumva un colț, da. De acolo nu se poate construi. Păi n-am trebuit să avem de la noi. Da, știu câteva vizii de astăzi la ei și acum știu să ținem cont și de... Așa, am zis mai mult ca o, eu știu, lansare așa a ideii, să vedem dacă poate vă mai gândiți, poate, nu știu, adică să vedem la următoare... Să prezinte și consiliul parohial. Da, și cu un consiliu parohial trebuie să vedem discuții și să vedem dacă e agreată ideea asta și mai bine. Propunerea mea ar fi dacă nu vă supărați, am și eu un cuvânt de spus, dacă sunteți de acord și cred că Consiliul Local îmi va da dreptate, atunci lăsăm să se facă casa parohială, acolo unde este bazinul de apă, 1000 de metri sau cât considerați că este necesar, iar casa parohială existentă să o renovăm și să o facem o casă praznică, casă mortoară. Știu, într-adevăr, da. Se face mai greu, dar o luăm încetișor cu pași mărunți și o consolidăm. Are să mai țină 20-30 de ani. Nu este un ban pe care da, e strictă necesitate acum să bagi miliarde. Da, mai degrabă băgăm bani în casa parohială pe care o construim. Și îi impun. Casa mortoare trebuie să îi impun. Da, aici dacă este terenul și este casa, o consolidăm pe asta. O îmbunătățire. Acum vedem și faptul că am consolidat clădirea primăriei și totuși tot este bună cumva. Nu e de capacitate. Nu e de capacitate. Ca să aibă capacitatea să ne putem desfășura activitatea în bune condiții. După cum se vede și astăzi. Ținim o mapă pe picior. Da. Ea este bună deocamdată. Și zic pentru o casă mortoară, ar face față. Nu o să face, deci mai bine rezist asta decât cealaltă de pe cărămidă. Acum depinde, a fost întărit. Da, asta e ca un necesar. Banii au fost alocația anul ăsta pentru cutii și cât s-o dat până acum? Și
ce credeți că mai este făcut la biserică? Asta am înțeles, dar asta eu sunt mult prea mare, cred că deocamdată și cred că o să facem, mare să participe și în Oria și cu donații, cu toții, cu donații, cu tot ce se face, participăm cu toți. Pentru anul ăsta? Și cât să... Nu, acum, pe, că au fost alocați spre, nu știu de la început, nu spre sfârșit. Dacă le-au fost împărțiți, da. A fost prima... Nu, acum, în plan e să refacem gardul ăsta care e... De care vă doar la poartă la vale, spre Gaima. Da, da, da. Așa și... De luni o să înceapă lucrările acolo. Mai sunt 2800 rămași din cei alocați în, atunci, în decembrie, în... Păi să nu mai rămânem în buget, cum rămâneam de altă dată, că nu făcea nimic. Că nu, că acum am vorbit cu mestre. Dacă rămân în buget tot în banii noștri sunt, rămâne tot în buzunarul nostru, nu-i problemă. Deci termină părintele ce și-au propus la biserică, face gardul și tot pentru bugetul de anul, punem în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor, prevăzut din început, că de-aia a venit în biserică părintele acum, să știm ce e, că trebuie întâi studiu, proiect și apoi construcția, că sunt niște pași de urmă, nu? Aici este o construcție privată, nu cred că este nevoie de studiu. Studiul costă bani, studiul îl facem noi. Să-l facem dacă ne înțelegem și ajungem, adică și consiliul parohial. Și aici putem într-o zi mergem și vedem, domnule, cam asta este starea, să facem un proces verbal noi și adică dacă am considerat că asta, că mă gândesc și un studiu costă... Costă grămadă de bani, da, tocmai. Trebuie ce să arunci banii. Eu mă refer la construcția nouă, la aia vechi. Aia faci proiect, la aia trebuie să-i faci proiect, nu e... Dar nu se poate, deci totul trebuie făcut. Da, nu, ziceam de studiul ăsta care s-a atins să spună domnule cum e veche și nu mai... Păi n-are rost de băgat banii în studiu când... Nu, dar costă expertiză 4.500 de lei, vă spun sigur, o expertiză ca păi să facem... Păi ce faci? Păi tocmai. Păi tocmai. Mai degrabă faci așa ceva. Cu banii ăștia faci gardul. Nu, eu mă refeream pentru o deprins în bugetul de venituri și cheltuieli pentru casa nouă, nu cea veche. Cea veche e clar că... În fiecare an, perioadă, deci, iar mai trebuie. Tot mai trebuia câte ceva, iarăși mai apărea... Nu, de asta, ea este foarte înaltă, nu este nici izolată termică, acum amendez cum e treaba. Credeam că o să făcea în 40. Dar oricum... Așa, da, mă uitam în istorie chiar aseară. Sunt foarte multe, au fost renovate, deci construit în 41, 40, 41... Nu, 37 construit, dar e vărnă pozării. Nu, să știu, poza pe care finalizată. Are poza cu tălte, cu tot. După aia apar, două renovări sau trei și una acum în 86. Făcută în care zice că a introdus căldura, au mai nu știu ce, apa asta, dar nu știu, totuși, o să, nu știu, o să vedeți odată cum mereu se prezintă și atunci o să... Mereu apărea probleme, crăpau pereți. Da, da. Deci și terenul e un pic... Nici locul nu este mișcă terenul un pic, acolo nu sunt mai... Acolo este o infiltrație, trebuie să ne gândim de apă. Vine de la Neclar Haidou, vine pe la mine, care și acum am apuntit cu draga prinzii, draga apa cu ploile, s-a dus și așa, până iese la Costică Haidou. La jumatea pensii, dacă vă uitați la jumatea pensii mai la vale, când sploi tot timpul înainte la mocință. Dar asta e mai pe platou, asta vine și mai spre margine. Da, mai exact pe vârful de alături. Dacă ne uităm acum, chiar Cornel mi-a spus, s-a schimbat în fața parochiale. Nu, fost acolo. S-a schimbat ușa mea cu putrezesc. A pus cipia ca aia care o luat-o acum în sus pe... Pereț. Nu pe pereț, pe stâlp. S-a schimbat ușa mea, s-a izolat, a pus parchetul, a putrezesc și parchetul. Acum iar s-a schimbat parchetul. Acolo este o ridică o dată, dar cine face cu tărpile, că ai făcut de pe tărpile. Da, ca să o consolidezi, merge câte 2 metri sau 1,5 metri. Cât de desubt, să înțapă, să toarnă. Să aibă valoare clădirea aia, să investești atent. Dar ce-a și capela mortoare, trebuie văzut cât costă o capelă. În formă de, eu știu, cruce sau asta. Nu-i strica să ieși de-ai pedei, băi. Nu mai renovezi casa. Băgăm bani în casa parohială și aia o renovăm așa, încetișor, din mers. Păi da, trebuie văzut cât costă renovarea. Dar să vezi dacă construiești o capelă nouă... Da, capela nu-ți trebuie de o mărire foarte mare. Nu aș vrea să mai aglomerăm curtea. Ce mai bine acolo? Nu, asta v-am propus o idee acum de...
dacă am putea, dar nu cred, cu vecinie, nu că dar dau de mie, stai ce-mi vii, ceea ce vom în spate, dau. Dar casa, da, bun, dar mă gândeam să cumpărăm spațiul ăla al lui Baciu, că vezi că aia pe casă se trebuie 4 ani care, că văd că nu-i faci nicio mântică. Câți bani dai pe casa aia? Faci casa mortoară în curtea... Nu, el zice că teren, ia tine. Teren și casă, teren. Noi dacă am dat terenul în teren, terenul palociei. Dar nu se termine zilnic mânii, dar asta e... Dar nu fost discuția de casa, parcă. Păi nu mai, și acolo, după aia... Hai să batem apa în cuțe. Să facem un plan prea mare și... Da, o venim pe mare mână, da. Dințelul apropiat, trebuie casa parochială. Sigur, asta e. Părinte, oricum, pentru biserică, întotdeauna, din partea unor, au fost deschideri tot timpul. Acum, că s-au făcut și mai mare majoritate, e foarte bine. Da, nu, dar e absolut... Nu sunt probleme. Nu sunt probleme, cum să zic. Pentru școală și biserică. Că tu ați creat frică de Dumnezeu și Dumnezeu să-i fie normal, da. Deci îmi place crisis și ambiții, deci prevedem în buget pe anul viitor o sumă mai mare pentru culte, pentru a începe anul viitor, poate, casa brocheală. Nu o să căutăm, nu, da. Eu sunt convins că o să cerem și noi mai sus, adică nu mai în comun. Dar bineînțeles, hai. Dar suntem și noi, ci suntem și noi, noi așa care putem susține și noi, normal. Eu vă dau exemplu la clădirea Prasnicală. De tot așa, tot amânam începerea, tot amânam, tot amânam. La un moment dat, hai să ne apucăm de ceva, să vadă că începe. Ei, și fiecare, o mai donat cineva, o mai vine cineva și zic că... S-a făcut. Nu s-a făcut într-un an, doi, dar... S-a făcut. S-a făcut. Da, dar e ceva necesar, să va face. S-a făcut, da, adevărat. Da. Atât, nu? Mai o mers în paralel. Nu, ca să vă dăm... Mulțumesc. Care-i paralelă? Adică vila și cu casa părăzitarea, să spun, pe ce știți, poftim. Cum? Băi, și aici așa, nu o să fie. Nu o să fie, băi, nu o să fie. Că nu-i proprietate. Da, mulțumesc, vă las să discutați. Mulțumesc mult, am văzut că să vă dați. Nu mai facem. Nu mai facem. Da, bă, nu? Era mă, care așa, nu poate să iau așa. Fii cu mine. De atât, casa Prasnicală a fost făcută numai din donații. Da. Da, ai observat când nu a fost termenul de execuții? A mers odată. Dar ce contează asta? Da, mulțumesc, tot făcut așa. Trebuia să ajungi mărit și nu mai fac față, că trebuia să termină. Cimentul a fost donat tot de oameni, deci nu a fost cheltuit bani. Deci nu a fost cheltuit bani. Hai, lăsă-mă asta acum. Părălita a făcut totul. Da, fiecare a făcut totul. Da, părălita a trimis-o secretă toată, scuze. El iarăși la fel a adus cineva tot complet, toate grinzile care au fost făcute. Și tabla, la fel. Atunci aia vine și-o și pus pe tabla. Aici era, aici era. Gata, s-a dat drumul. A pus-o, cum eu, trăzni prin cap. Așa e. Da, domnilor consilieri, bună ziua. Începem astăzi ședința din data de 28 octombrie 2016. Dau cuvântul domnului secretar Coman pentru, Comanescu pentru a se pune la vot procesul verbal din 23 septembrie. Mă gândeam că i-a văzut după anua aici, că a văzut ce propuneri și m-a gândit. Deci, da, dacă ați citit procesul verbal, dacă aveți obiecții... În primul rând, suntem prezenți cu toți. Ce însemnăm procesul verbal? Supuneți la vot procesul verbal. Da, supun la vot procesul verbal în data de 23 septembrie. Cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate. Da, vă prezint ordinea de zi de astăzi. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care desfășoară activitatea școala gimnazială numărul 1 Sărata. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Sărate din anul 2000 pentru anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei pentru trimestrul 3-2016. Toate cele 5 proiecte au fost inițiate de doamna primar Irina Argatu. Cine este de acord cu această ordine de zi? Pentru. Unanimitate, da? Unanimitate. De asemenea, mai avem încă două proiecte ca puncte suplimentare la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pentru iarna 2016-2017. 2. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUZ, zonă locuințe Comuna Sărată, județul Bacău. De asemenea, inițiator, doamna primar Irina Argatu, pentru ambele puncte. Cine este pentru? Împotriva, abținere, unanimitate. Da, trecem la punctul numărul 1, dacă nu mai sunt alte probleme. Punctul numărul 1, ordine de zi, proiect de privind aprobarea de contării transportului cadrul didactice, inclusiv pentru luna septembrie. Ne apropiem, nu? Da. Ca o intervenție, în proiectul de hotărâre nu a fost precizată luna septembrie, deoarece cei la școală au venit mai târziu cu solicitare. Este vorba de suma de 1554 de lei aferentă lunii septembrie, care va fi adăugată în hotărâre. Asta ca un amendament la proiectul de hotărâre. Deci noi votăm acum și în septembrie. Și în septembrie. Și în septembrie. Păi atunci ai să vină luna și nu mai rămâne niciun hotărâre. Nu? Da, normal așa ar trebui și ne-am venit și nouă. Păi tot, mai ușor, trebuie să ajungi. Da, mai sunt alte completări. Dar trecem la punctul, supune spre aprobare. Cine este pentru acest proiect? Împotriva, abține? Unanimitate, da. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. La primăriei Comunei Sărată și la primarului Comunei Sărată până 2017. Da, eu am întrebare. Da, vă rog, doamna companie. Vedeți la total funcții publice execuție, aici la număr maxim de funcții publice care vor fi înființate. Ce doriți mai întâmplă? Acolo vedeți că e un post de consilier debutant care se va transforma în consilier asistent la anul. Și de asta e înființarea. Așa e. O întrebare pertinentă, zic. Da, va fi înființat un post de consilier asistent. Funcții publice care vor fi ocupate prin reprezentare, total 3. Asta la ce se referă? La ultima... Coloană. Acolo, care pot fi, înseamnă că se și ocupă. Deci, pentru la anul, dacă... Care vor fi ocupate. Nu, păi, asta nu e neapărat. Asta îți propuse dacă vor fi bani sau dacă se va... În momentul în care noi organizăm concursul, trebuie să cerem un aviz de la ANFP. Și dacă noi nu am avut prins în planul acesta de ocupare, nu ne dă avizul. Pur și simplu. Și noi prevedem că la anul s-ar putea să încadrăm 3 funcționari publici. S-ar putea să încadrăm pe toți, s-ar putea să nu încadrăm niciunul. În funcție de buget, de necesități, de... Și doamnișoara aceea nu care zicea doamna primar că este, ce post este? Este pe postul doamnei Claudia, de consilier principal, dacă doamna contabilă Claudia Vrotic, care a fost. Și doamna primară pe ce? La fel, post de consilier principal. Sunt două funcții similare. Și nu încadră în același loc, dar ea are atribuții pe principal. Are atribuții diferite, doamna. Considerat că sunt cele mai multe probleme și nevoi, până la urmă, mai departe și mai departe, doamna Regina, sau... Ca atribuție principală, dumneavoastră administrează baza de date electronică cu toți toate persoanele... Bine, să știți și noi, avară persoană. Da. Da, alte completări, discuții? Dacă nu mai sunt, vă supun spre aprobare planul de ocupare a funcțiilor publice. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Unanimitate. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata. Discuții? Aici e vorba de școala de jos, unde în acte s-au găsit 896 și la măsurătoare sunt 902. Deci o diferență de 6 metri care trebuia făcută modificarea respectivă. Nu e sala de sport, diferența asta de 6
Care o mai curge acolo? Curge. Da, curge. Și prins în domeniul public, păreu? Este prins, sigur. Trebuie prins că... Poate să fie consolidat, și... consolidat, betonat. Nu cred că n-ai să ai cum să-i faci dacă nu ai domeniul public. Ca prins, și suprafață, nu cred că este prins. Păi, nu, este prins, prins nici niciun, este ăsta, este niciun vârâu, nici dealul nou nu este prins. Este prins în acolo trebuie făcut ca lumea, că vine pe rău până ăsta care vine bate în școală. Nu știu că am discutat cu proiectantul da, și da. Acolo deci vine... Am înțeles, făcut, da, au zis doamna primar că vine făcut altfel. Vine abilitat, deci se preia apa, să trece pe sub școală și duce la canal. Da, așa am înțeles, că nu... Da. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. A fost prezentat proiectul de către doamna contabil acum câteva minute. Completări, observații, propuneri. Deci banii ăștia de la unii trebuie în primii trei ani, trebuie, da? Da. Tot a scrie la cuvânt? Da, la vot. Da, cine este pentru? Punctul 4, împotriva, abțineri, unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 3-2016. Da, vă supun spre aprobare. Cine este pentru, împotriva, abținere, la fel, unanimitate. Da, trecem la suplimentare. Deci, punctul 1 de la proiectele suplimentare, proiectul 3 privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, foleiului și a gheții, pentru iarna care ne așteaptă. Aici o să vă rog să faceți propuneri pentru patru consilieri locali care să facă parte din comandamentul local de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, foleiului și a gheții pe drumurile comunale și Săpești, aflate în administrarea Consiliului Local Sărata pentru iarna 2016-2017. Deci, patru consilieri. Viceprimarul, primul. El e șef. El e deja parte. El e șef, da. Ca președinte, doamna primar, membrii Filip Alexandru, șeful SMSU, Câmpanu Stelian, viceprimarul, și Jigmon Mariană, care este referentul la Alex Stavrico. Și patru consilieri pe care îi vă spun dumneavoastră. Păi de unul din fiecare... Păi, el așa, e Pipalpă. Domnul Balan. Da. În Sărata. Argat în dealul nou. Doi din dealul nou. Toate astea pe la oraș și poți să... Domnul Ienache. Ienache, dealul nou. Ienache de filialul nou. Celică e pe toate zone. Balțata. Balțata. Și David pe Balțata, mai stați un pic. Da. Chiar... Păi Ienache, Dolan, Argat și Ienache și Spasa. Și mai pune unul dacă e șeful. Dacă se oferă... Deci ești. Deci mergem cu patru, da? Da, puteți? Putem să-l pune și domnul Șentea. Da, și domnul Șentea. Deci, ce-i de ziua? Da. Ia-l domnul. Cum? Luni o să vină să... Ia-l făcut magă o treabă. Dar ce faci mă acolo la Bixani din Orășul? Păi, o să vină să facă o reconciliare mai sănătoasă. Putem face, da? Acolo ar trebui cei care au astupat șanțul acolo. Să le spunem frumos și ați văzut că o turnat beton peste șanț. Și apa în loc să meargă pe șanț. Apa vine... David, eu am fost și am văzut acolo. Dar nu-i văzut nimic. Apa vine de sus de pe deal. Așa. Traversează de la deal de cum o cheamă? Păi și acolo betonul ăla nu-i turnat, nu-i turnat pe șanță. Dar tot trebuie să spargă undeva apa, ajunge și la apa. Apa o ia așa,
Ceea ce vine de pe ideal. Da. Să schimbați podul de acolo. Sau faceți o zgălțeacă și puneți acolo. Este când vin ăștia, ar trebui să stați un pic după ei, să le spuneți ca așa. Dar care vine? Când e 3 ani de zile? Păi, dar panicarii vărut, mă, și șeful de la drumul județei. Și ce vrei să mă duc eu acolo la el să... Nu, dar îi zici, băi, pune aici o țeavă, care de unde să aducă? Avem președinte PSD, avem primat PSD. Trebuie ceva, să se simte și în comuna asta. Păi se simte, normal că se simte. Și vă datoria lor. Păi, tocmai azi, de asta am spus să vorbești cu vărătul. Bă, pune și până aici o șanță. Eu am zis de 3 ani, de, dar cred că este mult mai bun de 3 ani decât noi, dragii mei. Am făcut noi, adică comună, poți să zici. Dar nu, s-au repagat și ei, deci au făcut reprofilat. Nu-i deloc. Din primăvară. Cum nu mai vrei reprofilat, Gabi? Cum nu a reprofilat? O dus balastru acolo, o reprofilat. Pe pantă, dar cum? Nu s-a dus până la Bălțată? Și s-a dus până la Bălcescu, nu până la Bălțată. Păi am dus bani, haideți să nu-i mai dăm, deci putem face de aici sport. Deci pentru luni am spus că am luat director, am venit și adresul și înapoi. Să duce, dar o duce, înapoi la Valea Fără. Dar nu ce m-am luat șanțile astea, spune. Păi tocmai. Degeaba. Duci, iar nu treci pe podul să le ajungi. Să dea drumul la apă, să curgă, să nu mai ajungă până în față la tipul. Da. Ia să, apa care vine de sus, de acolo, la spate. Nu, dar așa exact trebuie, gândesc câte o chestie de asta, câte o situație de asta, consilierul care răspunde din zona respectivă. Să te șasă spune, de fiecare dată. Venea autobuzul, îi lua de la tipul din față și punea mal la spate, deci oprea apa. Și la tipul în față se făcea câte mai balta. Trebuie să fie anunțat de la primărie, consilierul respectiv din zona respectivă care răspunde. Apa întotdeauna luată pe ei, pe câmp. Deci nu poți să bagi apa undeva. O lași să scurgă pe niște lucruri. Să fii prezent consilierul când îți faci ceva. Păi nu, am zis, dau un telefon. Dacă o drenezi, o duci unde vrei tu. Păi știți, dar trebuie aparat, trebuie să făcute șapte. Nu, dar trebuie anunțat și oamenii care vin. Ca să pună barastru, că îl spală iarăși pe toți și nu aduce aici numai și nu se... Trebuie anunțat și cei care vin ca să ne respectiți de noi. La Bițan acolo e făcut. Bițan nu și-a făcut pod acolo, nu-i problem, dar mai sus de Bițan. Mai sus de Bițan, punea el intrare, iar nu și-a făcut pod acolo, el și-a făcut pod aici unii și-a făcut pentru clar. Dar dincolo nu are pod. Gospinescu nu are pod, cei noștri cu casele nu au pod. Și de data apa fuge toată bine în loc șosele. Și aduce balastrul jos, iar să străcă, chiar poți să pui mașini din balast. Dar și cei care vin cu mașinile să facem, cu să le strece intrările lor. Drumul acolo s-a străcat, dacă mai țineți minte, a făcut cineva ce idee a avut, nu știu, era Marcel, viceprimar, a făcut șanțurile alea și pe o parte și pe alta de un metru adâncime. Da, mă, Ticu era primar atunci. Da. Nu știu că era. Da, da, cu Coluia. Știu că era Marcel. Coluia. Da, Marcel? Nu, mă, cu Ticu au fost șanțurile făcute. Băi, șanțurile alea mari, de când s-au făcut șanțurile alea mari? Au pus pământul pe zoană sus, o înălța zoana și mai mare, păi și tot balastul de pe drum. Deci nu poți să dea de zile. Păi și nu-i panta așa mare, că nu-i panta, nu-i panta mare panta, adică ce e acolo, că e diferență. Am spus că tot trebuie făcut eu. Băi, dar lasă... Nu poți să fac drumul, poate, ca să ducă apa, să fugă apa câte șanți. Am făcut și drumul, apa la mijlocul. Hai să vorbim și despre dezăpezire, că și aici e o problemă, având în vedere că față de iarna trecută, acum avem mai mulți kilometri de asfalt, trebuie să luăm măsuri și în sensul ăsta. Cel puțin la nivel de indicatoare, cu drumul alunecos, nu știu, pe la casa parohială, să nu se întâmple ceva probleme și pe acolo. Accesul, din punctul meu de vedere, deci cred că șantul cel acoperit trebuie în partea stângă și ăla, așa, dacă s-ar putea la intrare la alea de acolo, la până la iarnă, o să ajungi în șantul cel ăla, firma asta care face... O să fie periculos cu colegii. Așa, dacă e, o să ajungi, peste tot să ajungi și în șant, ca asta e situația, așa e iată. Dar eu zic că o să ținem din scurt, o să dea antiderapant. Da, antiderapant. Este bine că s-a făcut, dar trebuie să nu nici avem asfalt. Colea cât de tăpăși, deci trebuie acum să luăm o scurt. Antiderapant. Ideea este că serviciul privat instituțional
anunțea, deci nu o să fie firma care o să vină cu prețul cel mai mic sau știu eu, deci o să iau totul din seară. Deci ai ieșit mai des, unde mai mult. Deci la nimeni nu da. Ăștia care vin din stat, vin cu bicheze. O să stabilim exact cum să fie depozitat așa. Haideți să discutăm problemele care sunt punctual. Nu, vorbeam de dezăpezire. Alte propuneri? Deci am stabilit membrii comisiei. Sperăm să fie o iarnă plăcută, normală, să nu fie așa, deosebit în soare. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Următorul proiect la suplimentare. Proiect privind avizarea documentației cu zona locuinței Comuna Sărata. Discuții. Am discutat și pe comisii. Deci ăștia sunt singurii care nu mai au acolo pus? Domnul Selic? Poate. Ceilalți au toți sunt în da, au acolo, care au construit. Care au construit, da, în rest, da, sunt extrabilat, mai sunt bucățele, da. Același lucru, pentru că, zic bine, experiența anilor trecuți, toți vin și cer, asfaltează în drumul, pune în piatră pe drum, el este drum privat. Să-și asume toate răspunderea asupra utilităților pe care, de care au nevoie. Să-și asume răspunderea, da, suntem de acord să-și facă casă, să zbubărească puzul, să dea o declarație că nu e... Păi vine iarna, mă, prima dată să te duci la ei, da. Trebuie să te duci de sfânt drumul, el este privat, n-ai cum să intri, n-ai cum să-l... Păi dacă e privat, nu... Așteaptă apă, canalizare, n-ai bani cu ce să duci până la... Nu, deci e vorba de utilități. Apă, canalizare, dezăpezirea și tot ce mai iau acolo, că este drumul privat, să-și le asume pe toate. Să-și asume, să-și asume și... Să faceți carte de lucrări, scrie, trecut ai dus pe DSE 100 nu știu cât sau știu eu, dar ăsta acum este domeniul public. Deci nu avem cum. Dar la emiterea autorizației de construcție să dea o declarație pe proprii răspundere prin care să-și asume toate utilitățile. El singur, asta este. Vă aprobăm, nu suntem de rea credință, dar nu ne permitem să... Și vrea acasă, dar nu, că vrea el. Eu nu te obligă pe tine să-i faci telecabină? Utilități, da. Nu, așa este, adică sunt niște chestii care... Da, da. Poate le vom face în timp, dar nu se poate. Da, nu îți poți permite, nu îmi permite bugetul. Sunt alte priorități care le avem acum așa. Da. Da. Vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, unanimitate. Condițiile care au fost specificate. La emiterea autorizației de construcție să se ia declarații pe proprie răspundere. Da. Trecem la ultimul punct, întrebări și interpelări adresate executivului. Eu vin iar cu, pentru canalul ăsta care l-avem pentru cu repararea asta. Am discutat ieri la ANIF, am fost la domnul director, chiar am stat până când am obținut o soluție viabilă și Motoșeni și Sărata intră de luni în lucru. Pentru decolmatare și refacerea... Și decolmatare. Și decolmatare. Ah, nu decolmatare după baraj, ci este pe canal în pace. Nu, baraj este o altă discuție și acolo chiar cred că o să trebuiască să mergem... Chiar și la fața locului se vede ce se întâmplă după baraj. Da, da, da. Am fost și ieri, m-am uitat, a ajuns la nivel, de acum da. Peste... Vin crengi, vin bolohan care îi sparge, străcă. Acum, dacă o să fiți de acord să dăm o hotărâre de Consiliul Local, să discutăm cu cineva da, care... Dacă găsim un care... client care să aibă nevoie de balasturile respective. Dar ai discutat un pic cu cei de la centura asta ocolitoare. Ei ar avea nevoie de o umplutură, pe aici, pe de unde. Deci am putea să o facem tot gratis, dacă, fi... cum o fac da, atunci. Bă, dar bă, eu nu o să mai fac fără hotărârea Consiliului Local. Nu, dar trebuie făcut un proiect de hotărâre. Trebuie de Consiliul Local. Deci dacă este surplusul ăsta, să mai acoperim necesități. De la noi din sat, din comun. Dar nu este balastru. Nu e bun, nu e bun. Nu e balastru, nu e piatră. Dar poate să fie, dar poate să fie ceva și dăm de un strat mai bun, o să mai punem și pe din nevoie. Dar nu este, eu am fost, m-am uitat, puteți să mergeți împreună, mergem împreună și ne uităm acolo. Ăștia... Și cu care încă mai avem noroi cu ele și astea nu se poate face nimic. Balastru bun. Balastru deocamdată de profilare. Deci, doamna primar, balastru bun avem dacă am putea să decolmatăm canalul ăsta la Troiță. Aici.
Asta e foarte bun balastul ăsta. Și mai este aici chiar în bac. Nu, aici e. Și acolo se spune mulice din astea care... Dar aici e spalat, e perfect. Deci eu știu ce am făcut... Deci și la Balțoate și dealul nou... Dar la Balțoate au multe, poți să-mi spui și eu. Mai sunt până la fost. Așa spune. Ai mai fost acum, dar s-a făcut. Până la urmă, s-a făcut. Nu, acum n-am fost. Deci s-a făcut. Deci acum s-a balastru, 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 e regulă. Circulă bine. Dacă mai sunt și poate mai sunt și unii nu-ți poate intra. Acum vă dați seama, am stradă vie ori tampă, unde acolo urmă. De exemplu, aici, în familie, s-a lucrat, s-a făcut lucrarea de canalizare, că sunt două familii venite noi, eu și am fost împreună. Și s-a săpat, s-a pus. Cel care a făcut canalizarea a fost obligat să aducă drumul la scara inițială. Deci cel care a făcut canalizarea este obligat să-și facă drumul. Eram sigură pentru că noi puseam să facă drumul. S-au făcut canalizarea fără să spun nimic. Unul ne-a dus că am văzut săpături. Care a făcut canalizarea să-l aducă drumul la scara inițială. Faceți să lăsați drumul la scara inițială. Acolo nu a făcut ăla de familia mea, adică de părinți și de soră mea. Deci în permanență noi am pus în permanență prundii și acolo. Acum au fost, da, nu, dar nu cu timpul. Am înțeles, da. Nu, dar acum știți cum e. Familiile astea trei care au fost, bine, au fost și cu matru. Să anunță, nu să străce. Trebuie ce s-au făcut. Noi încercăm, le mai facem cât se poate, dar nimic de exemplu, avem la Andoni și ăla, cum îi spune, care e de la Val de Pânăria, CAP-ului. Andoni, băiatul, a scos pământul. Chiar lângă drum, o plouat, s-o întinsă și acolo a fost cu balastru până la aia lui Ceapă. Aveam hotărâre de Consiliul Local prin care cei care depozitează pe domeniul public sunt amendați și primesc o taxă de 100 de lei pe metru pătrat, dacă vă aduceți aminte de hotărârea de Consiliul Local, în termen de 30 de zile. Nu ți-ai luat în termen de 30 de zile, dai 100 de lei pe metru pătrat. Lucruri pe care se poate aplica și la utilajele care sunt în domeniul public și toate așa mai departe. Deci cei care depozitează mașini, balastru, pământ pe domeniul public mai mult de 30 de zile, la 31 zi, e 100 de lei pe metru pătrat. Păi nu contează, chiar dacă e domnul Ienaș și consilier, este cel care trebuie să dea exemplu. Deci, cu utilajele de acolo, din fața bisericii. Și domnul Câmpanu la fel. Păi nu puteți acolo, e proprietate privată. Unde? Unde ești matare, e domeniul public, iar dincolo este izlas, proprietate privată. Hei, atunci hai să iertăm de asta și să care e cu tractoare și cu remorci, câte 10 remorci de fiecare, din piatră. Corect, pe ca să plătească amenda. Hai, pe să noi plătească, așa. Palatul, din poartă, tot în domeniul public. Barajul acolo, dacă puteți să contacta această firmă de care face autocentura, sunt interesați de a, de a căuta teren pentru a vă spune și sigur ce am auzit, vor vă două hectare de teren, se a decopertat, a luat pământul galben, s-o folosească și s-o pune... Nu pământul galben, pământul galben le trebuie pământul galben. Aici am spus, le trebuie și ei își au angajamentul că vor reda acel teren supra agriculturii înapoi. Păi el dă că are pământul de detalii tot în... Dar ei își au nevoie de teren. Păi eu asta am spus, dacă avem nevoie să ne formatăm acolo, să le propunem. Era bun mobila de la Balțata. Și lăsa de cea pământ înapoi. Aici la Balțata este un mod la mine, nu e podul ăla betonat. A venit o placă de beton și la o ploaie mai mare s-ar putea să îmi mi-au venit vecinii și am spus, dacă am pus la față. E o placă de beton a dusă la vale și s-a blocat de pe fund. Dacă vin și s-a apucă de treabă, probabil ploaia de la deal. Da, la mare. Acolo la pont și la mine. Da, și în altă ordine de idei, dacă mai... Păi eu da, doamnă, cum aș spuneți vorba? Pentru vorbea mea, e canal. Pentru cetățenie, e imposibil, hai locuim de la până la mare. E suficient de lăsat. Da, da, sigur. Păi asta e acum, când vin de luni, o să facă, deci asta este vorba. Nu știu, că e niște poze pe aici, o firmat. Acum, dacă o să găsim poze la
Nu, zona canalului, deci va fi decolmatat. Nu, spatulit, primarie. De la doamna primară la banii nu mai sunt de fapt. Păi tocmai sunt, dar e tot treaba lor, nu? Păi da, tot treaba lor. Dar trebuie să vină să consolidieze la alta mare. Păi eu pot să filmați, dar nu plin de fonduri. Măcar decolmatare să facă. Decolmatare? Știu că este cerere depusă și pare mi-s că și la Anii v-ați depus. Da, dar au fost filmare, aici au filmat, au fost pe aici. Da, da, depinde și ei de fonduri, cum primesc de la, da, sperie, de la... Alte probleme? Aș vrea să mai ridic eu o problemă în legătură cu asistența veterinară în comun. Am vorbit cu mai mulți cetățeni foarte nemulțumiți de prestațiile domnului doctor, care chipuri nici nu-i mai bag în seamă. Am vorbit cu domnul Mâță și mi-a zis, domnule, în afara faptului că am avut mari probleme de-a lungul timpului, acum nu mai vrea să ne primească. Deloc. Deci ar trebui să-i facem o invitație, să vedem pentru următoarea ședință. Nu se primească, Consiliul local ar trebui, dacă îmi permiteți, Consiliul local ar putea sesiza Direcția Sanitară Veterinară a județului Bacău, prin care dânsul o concesionat serviciu de sanitar veterinar în cadrul comunei noastre și atunci Direcția Sanitară Veterinară va lua o... Dar decizie. Crescătorii de animale se... Da, faptul că crescătorii de animale s-au adresat Consiliul Local sau unui consilier de-al nostru... Deci o să vină și o să facă plângere. Bine, eu nu știu de ce să o întâmplă. Păi noi trebuie să luăm măsură în urma unor sesizări. Și dacă așa fi vorbit... Crescătorii de animale au fost de acord cu achiziționarea serviciului domnului... Ce să facă? Să lumea vine la acri, la mine, merge la... Serviciul sanitar veterinar, el a fost delegat, nu a fost scos la licitație. Eu de multe ori am spus lucrul acesta, că trebuia scos la licitație serviciul sanitar veterinar. Ei, în sfârșit, ei, nu s-au ocupat, pentru că știu de la vecinii mei, de la Nea Janica, un viță și poate că face azi baca aia școapă și de când câți bani ai cheltuit și cât, și totul rezolvat. Îl chemăm pe domnul doctor și discutăm. Dar ce din asociația crescătorilor, domnul, cum sunteți voi? Sau cum mai sunteți acum? Fiecare nu mai este. Nu mai este. Aprilie. Și acum și-au făcut centrul la Faraman? Păi nu mai, eu nu mai sunt din mult. Păi nici eu nu mai sunt. Și nu numai la Faraman, și mai făcut și mai ești tu. Are legăciune, ca așa. În exploatația lui. La Sarata nici curent nu mai are, ca să știți. Unde? Tăia curentul. Nu tăia țarul, Sarata este tăia curentul. Hai de mine și de mine. Deci o să... Dispozarul veterinar nu are curent. La dispensarul veterinar. Dar Bogdan mai nici nu are curent. Bine, trebuie să vină acum. Bogdan vine la... Și atunci le amintesc foștilor consilieri că nu trebuia vândut spațiu de acolo. Acum nu o să mai aveți doctor veterinar. Eu v-am zis atunci și v-am avertizat. Dar să vedem unii mai dăm spațiu. Este, dar... Nu e normal. Și-a făcut să cerere să-i dăm și celălalt de trei camere. Pentru câini. Ca să facă... Nu, vreau și celălalt de trei. Dar bine, el nu are un contract acolo. Nu are o clauză, nu are un paragin medical. Și nu are voie să schimbi destinația. Nu are voie să schimbi destinația. Parcă așa era contract. Nu, nu are voie să-l vândă alte persoane decât unui doctor veterinar. Pentru servicii medicale veterinari. Așa este stipulat în contract. Este stipulat în contract. La concesionare atunci știu că s-a stipulat treaba asta. Da, 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 s-a trecut. Căuzați contractul cu el. Nu era stipulat în contract, în hotărârea Consiliului, nu era trecut, în hotărârea Consiliului Local, am specificat eu când m-am dus și-am semnat actul de vânzare cumpărare, că m-ați obligat atunci. A, și este specificat. Dar nu m-ați obligat atunci prin hotărârea Consiliului Local să-l vinde. I-am zis că nu. Trebuie să o recunoaște și pe asta. Păi, dar când ați zis că nu era același lucru? Păi nu era același lucru, pentru că la vânzarea cumpărare au avut drept de preemțiune primăria. Același lucru trebuia stipulat și la clauza doctorului veterinar. Să ai lucrurile în primăria de preemțiune. Păi și-am cumpărat de primăria înapoi de la... Păi trebuia să-l vândă, da. Dar nu mai are rost să ne mai uităm în spate. Trebuie să vedem ce avem de făcut de aici încolo. Alte observații, completări mai aveți? Dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru prezență. Weekend plăcut.